tineri din ziua de azi. Cum vedeți dumneavoastră o oră de istorie care să și atragă și să deschidă cu drag caietul? Eu aș vedea orele de istorie ca niște ore de libere discuții între elevi și profesori. Sigur că profesorul are obligația de a prezenta o temă, dar pe care să nu îi oblige pe copii să o învețe pe de rost. Să o îmbogățească copiii cu cunoștințele lor, iar profesorul să le dea repere, să-i îndrume spre unde pot ei merge, să aducă fiecare câte ceva în plus despre tema respectivă. Și atunci lucrurile ar fi foarte bune și foarte frumoase, pentru că la noi mi se pare că se practică sistemul învață de la pagina cu tare până la pagina cu tare. Da. Sunt foarte mulți copii care au plecat în străinătate cu părinții. Credeți că școlile unde au ajuns ar trebui ca elevii să studieze în străinătate istoria și geografia României? Nu mai pot să o fac. Nu pot să o mai fac acolo, pentru că în școlile respective, în Spania, în Grecia, în Italia, unde sunt, se studiază istoria și geografia țării respective. Asta ține însă de familia din care fac parte, pentru că părinții pot să aibă în casă și pot să-și cumpere cărți despre locul de unde au venit, despre țara de unde au plecat și apoi sunt venirile în România. Nu-mi închipui că o familie nu vine o dată pe an de unde a plecat. Dar ca să studieze acolo istoria României nu e posibil, pentru că nu face parte din programa școlii respective. Care este personalitatea care v-a impresionat cel mai mult și de ce? Din istorie. Din istorie. E o întrebare foarte grea. Pe mine m-a impresionat foarte mulți, foarte mulți oameni. Dar știți cum? Impresia despre un om nu ți-o poți face decât înțelegând să-l cunoști în cât mai multe puncte de vedere, în cât mai multe perspective. Spre exemplu, pe Nicolae Iorga îl poți cunoaște din cărțile lui, care sunt scrise pentru oamenii care au studii de specialitate. Adică trebuie să fii profesor de istorie ca să-l înțelegi ce scrie acolo. Dar ca să-l înțelegi pe Iorga, trebuie să citești și scrisorile pe care el le-a avut. Trebuie să citești și ziarele în care a scris. Trebuie să citești conferințele pe care le-a ținut. Și atunci îți dai seama nu numai de savantul Nicolae Iorga, de omul Nicolae Iorga, de patriotul Nicolae Iorga, de tatăl Nicolae Iorga, de românul Nicolae Iorga, și ți-l poți face ca model pe el și pe alții, și pe Enescu, și pe Lucian, și pe, eu am descoperit de curând, un extraordinar, persoană extraordinară, Octav Onicescu, unul din cei mai mari matematicieni români, născut la Botoșani. Am descoperit scrisorile din tinerețe pe care el le trimitea prietenei lui, cu care s-a și căsătorit și cu care am făcut o carte. Ei, acolo am descoperit că matematicianul pe care noi ni-l închipuim plin de cifre și de date și foarte sobru și foarte serios, era de fapt un om extraordinar de bun. Un om nemaipomenit de bun, care îți făcea bine și să nu vrei. Dincolo de faptul că vorbea minunat, că era extrem de cult, și atunci, citind și privind oamenii din alte puncte sau din mai multe puncte de vedere, îți poți face un model. Altfel aș spune, îmi place sportivul cu tare, că are performanță, îmi place un schior pentru că îmi place un notător, pentru că... Dar oamenii nu trebuie priviți numai așa. Ei trebuie căutați, trebuie să, cei care ne impresionează, să-i vedem din cât mai multe puncte de vedere. Eu aș putea să spun că Nicolae Iorga este omul care mi-a plăcut mie cel mai mult. Și pentru că, vă spuneam, în copilăria mea am auzit circula la mine în sat o vorbă, spunea, era deștept, e deștept ca Iorga, zicea de câte unul, pentru că se știa cât de genial era acest om. Și pentru că viața lui a fost extraordinară, pentru că sfârșitul lui a fost un tragic care impresionează. Iată, e o personalitate care mi-a plăcut. Am văzut că ați scris cartea Nicolae Iorga și Botoșan, legături epistolare. De unde e ideea de a scrie această carte? Știți,
Eu vă spuneam că am copilărit lângă Bălenii de Munte, de unde am aflat despre Iorga. Când am venit la Botoșani, locul meu, primul meu loc de muncă a fost Casa Memorială Nicolae Iorga. N-au avut loc la Muzeul de Istorie și a trebuit să mi se facă un loc la Casa Memorială Nicolae Iorga. Și atunci am încercat să aduc și eu ceva nou, că nu poți să stai ca o mobilă într-un muzeu, trebuie să faci ceva mai mult decât au făcut cei dinaintea ta. Și eu nu știu cine m-a condus pe mine, parcă a fost așa o... Cineva m-a luat și m-a dus la Biblioteca Academiei din București. București e o instituție, cea mai importantă instituție științifică a țării, Academia Română, care are o bibliotecă cu câteva milioane de cărți. Dar în biblioteca aceea există și o secție cu scrisori, cu corespondență. Și acolo eu am căutat corespondența primită de Nicolae Iorga toată viața lui. Sunt acolo 535 de volume, ca niște cărți groase, fiecare având cam cel puțin 100 de scrisori. Ei, sunt peste 100.000 de scrisori pe care eu le-am citit. Am luat fiecare volum în parte și am căutat scrisorile de Botoșani, care sunt vreo 200. Și din ele 200, cu 180 am făcut cartea aceea. Ideea mi-a venit, spuneam, de la faptul că lucram la Casa Iorga. Ești muzeograf, ești specialist, nu ești pus acolo doar să povestești oamenilor ce e în muzeu. Trebuie să faci ceva. Și doar vizitatori. Da, și din această dorință de a mă face util, și a fost un lucru foarte bun, pentru că cartea aceea a fost foarte apreciată și a primit pentru ea Premiul Național de Istorie Nicolae Iorga. Eu sunt singurul botoșănean care a luat un asemenea premiu. Ceilalți 9 sunt din alte părți ale țării, dar lucrarea asta a fost apreciată tocmai pentru că aducea noutăți, se știa foarte puțin despre cum l-au privit oamenii timpului pe Iorga. În 96. Iorga a fost foarte cunoscut și avea relații cu profesorii de aici, cu învățătorii, cu preoții, cu elevii, cu studenții, cu... Până atunci se știau foarte puține lucruri. De la cartea aceasta s-a mai deschis fereastra un pic și se știe ceva mai mult. Cum se adresează această carte și unde se găsește? Cartea se găsește la standul Muzeului Județean. Aici nici nu costă scump, a rămas la prețul ei vechi de 10 lei. Și e o carte interesantă care merită să fie într-o bibliotecă, acolo unde fiecare dintre noi trebuie să ținem lucrurile legate de Botoșani. Într-o bibliotecă avem cărți de tot felul, dar alea despre oraș trebuie să stea într-un loc acolo, să le găsim mai ușor. Care este modelul dumneavoastră de dascăl? Aveți unul care v-a marcat în viața dumneavoastră de elev, de student? Da. Eu am avut norocul să învăț într-o perioadă în care toată lumea își făcea datoria. Eu nu țin minte să fi lipsit vreun profesor de la ore. Nu țin minte. Nu țin minte să am colegi care să facă lucruri pentru care să fie dați afară din școală sau eu. Toată lumea învăța, toată lumea respecta noi pe profesori, profesorii pe noi. Dar modelele mele deosebite au fost profesorii de la facultate, care erau niște oameni extraordinari, extraordinar de bine pregătiți și care veneau și ne dictau lecțiile fără, spuneam, să lipsească vreodată unul de la oră. Și erau oameni care erau cunoscuți și în afara țării, dar erau de o modestie extraordinară și care... prin felul lor de a fi, ne determinam să fim și noi atenți, să fim serioși, să fim... De aceea, toată generația mea a fost o generație de oameni corecți, de oameni... Facultatea care a fost? Ce facultate? Că nu știu dacă v-am întrebat fetele... Ce facultate am da, eu? Facultatea de promoție, ca să... Eu am facultate de istorie, în 72 am terminat, istorie-filozofie se chema. Dar... mi-e greu să spun un profesor, pentru că toți erau modele. Erau modele. Acum cauți modele și nu găsești. Așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să sărbătorim Ziua Marii Uniri, ziua de 1 decembrie? Sunteți de acord cu fasolea și cărnații pe care românii primesc de ziua lor? Nu.
Nu, este o modă proastă. Oamenii trebuie să vină la manifestările de felul ăsta de drag, să simtă că trebuie să vină. Dar vă spuneam, voi nu mai învățați la școală de patrie și patriotism și atunci de unde să simți? Mai degrabă se cultivă mirosul olfactiv, miroasa cărnața, fasole, toată lumea merge acolo. Nu. Cei care vor să meargă se duc și fără fasole și cârnat. Dincolo de asta se întâmplă niște lucruri foarte urâte. Oamenii se bat, se înghesuie, se jignesc pentru tenirce. Aici ar trebui să fie cultivată de la școală dragostea copiilor sau interesul copiilor pentru a participa la acest fel de activități. Să li se vorbească elevilor mai mult, să fie lăsați ei să descopere lucruri interesante pe care să le aducă în fața colegilor, să facă vizite, să se întâlnească cu oamenii mai în vârstă, care au trăit niște timpuri, să li se vorbească, să se facă și comparație între cum trăim noi acum, cum s-a trăit altădată și veți învăța voi foarte multe lucruri. Lucrul ăsta așa, venit, adus cu turma și momit cu cârnați și fasole și cu vin fiert, e un lucru care mai degrabă jignește decât onorează pe cel care participă. Nu suntem o națiune de înfometați ca în Biafra. Ce zici de patriotism? Patriotism m-a impresionat atât de tare până acum. Adică merg la polul opus acum. Încât să-l țineți minte și acum. Un gest așa mai de patriotism din partea cuvântului. Acte de patriotism? Da. Uite, pentru că tot veni vorba de unire. În anul 1866, după ce unirea fusese consolidată, Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să demisioneze. Cei care nu-l mai doreau au organizat o lovitură de stat și l-au obligat să părăsească țara. Ei bine, ar fi putut să riposteze, s-ar fi putut apăra și sunt sigur că înainte de lovitura de stat a fost avertizat că i s-ar putea întâmpla ceva. Dar Cuza nu a luat nicio măsură să se apere, ba mai mult a declarat, dacă țării îi este mai bine fără mine decât cu mine, accept să plec din țară. Mai mult de atât, nu e lașitate, este pur și simplu un act de sacrificiu. El, care se sacrificase să facă unirea, care își pusese viața în pericol de foarte multe ori, a acceptat să lase țara pe alte mâini, mă rog, spunând, dacă țării este mai bine fără mine decât cu mine, consimt să plec. Sunteți un patriot convins că vă manifestați dumneavoastră ca patriot? Cel mai dificil lucru e să spui cum ești. Nu pot să spun că sunt un patriot. Faptele unui om sunt judecate de ceilalți. Dacă ei consideră că tu ești un om moral, un om cinstit și un om corect, sigur, în cazul și patriot. Patriotismul nu înseamnă numai decât să mor pentru patrie. Patriotismul înseamnă să muncești, să fii cinstit, să fii în regulă în tot ce faci, că dacă toți oamenii ar fi așa, atunci n-ar mai fi nici nevoi, nici probleme, nici războaie, nici nimic. Deci, oricum eu n-aș putea să spun despre mine că sunt un patriot, dar nici nu pot să spun că nu iubesc țara și că n-am făcut toată viața mea tot ce a depins de mine prin meseria mea, prin felul în care mi-am făcut familia, mi-am crescut copiii, altfel decât cum cred eu că trebuie să fie un om, cum am moștenit eu învățătură de la părinții mei, de la oamenii importanți pe care i-am cunoscut, important sau mai puțin importanți, dar de la fiecare poți să culești câte ceva. Mulțumim. Și acum ea este Ana, este Larisa, iar 10 ani, o poză? 16. Nu, o poză? Da, trebuie să faceți o poză. Bă, da, sigur.